Dumnezeu e nedrept. Am auzit acest refren din gura multora care, privind din afară sau nu foarte de aproape de Scriptură, găseau nenumărate motive de poticnire. Și chiar de la prima pagină, de la căderea lui Adam pentru un fruct amărât, și până la ultima filă Apocalipsei, când Dumnezeu transformă în cenușă rădăcină și ramura tot ce-i rău, Dumnezeu e nedrept. Problema însă devine mai complicată atunci când creștinii, cititori ai Scripturii, găsesc motive de poticnire. Am să vă citesc un asemenea fragment. Se află în Evanghelia după Matei, capitolul 7, de la 21 la 23, și anume, Domnul Hristos spune: nu orice cine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Trebuie să recunoaștem că aici nu e vorba de atei, nu e vorba de agnostici, nu e vorba de, știu eu, hinduși sau alte confesiuni necreștine. Și nici nu este vorba de creștini remorcă, acei creștini care s-au născut într-un vagon confesional și rămân mai departe consecvenți că așa a crezut mama și tata, așa m-am născut, cum ziceau unii, și așa vreau să mor. Bine, rău, nu contează. Aici este vorba totuși de unii care sunt preocupați de lucrarea lui Hristos, care în fața judecății nu pot striga: n-am făcut noi, și să nu fi făcut. Înaintea judecătorului ești cinstit, că nu poți să minți, că El știe tot. Și îi spun: n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut multe minuni în numele Tău. Este vorba de oamenii implicați, de creștini militanți, și Dumnezeu să spună: nu v-am cunoscut niciodată. Dacă pun întrebarea aceasta unuia care frecventează regulat Biserica Adventistă, va veni cu degetul ridicat și va spune: ei, ăia care a urcat fără de lege. Nu m-aș grăbi. Pentru noi, fără de lege însemnează strict sau se vizează strict câteva porunci. Eu sunt convins că sunt foarte mulți creștini de mare calitate și oameni care se dedică lui Hristos fără să facă, știu eu, o slavă din, sau merite din ceea ce slujesc ei, și care merg și frâng viața în țările păgâne și n-au cunoscut sabatul. S-au avut și poate icoane și ce. Viața nu este mai mult decât anumite informații, cunoștințe pe care n-au avut ocazia să le cunoască sau n-au putut să le proceseze. Și atunci mă întreb: nu e Dumnezeu nedrept, spunea cineva, dacă pe acești oameni care au fost trup și suflet cu cauza Lui, le spune: out, afară! Care e vina lor? Aș vrea să mai adaug peste nedumerirea aceasta încă una. Este în Evanghelia, tot Sfântă după Matei, capitolul 25. Și anume, este vorba de o parabolă dureroasă pe care Mântuitorul nostru o spune ucenicilor, poate în ultimul act al instruirilor.
N-aș vrea să citesc, sunt 13 versete și cei mai mulți nu se poate să nu le fi auzit, măcar mă refer la unii care ar putea să ne urmărească pe internet și să fie doar prieteni ai porții, cum se spune, adică oameni care urmăresc de departe încă fără să fi călcat Iordanul să treacă în teritoriul cerului de Dumnezeu. Este vorba de parabola celor 10 fecioare. Poate știți, este o sărbătoare, o mare sărbare. Este chiar nunta împăratului. Observați, sunt doar 10, probabil că sunt elita, cum la nuntă este first friend, sau cum se spune, fata cea mai apropiată care ține trena miresei sau prietenul cel mai apropiat, aici erau 10 fecioare. Bineînțeles că ele reprezintă, conform simbolismului Bibliei, reprezintă biserica. Noi știm că chipul femeii al Evei are două aplicații vis-a-vis de biserică. Este fecioara și este desfrânata. O vezi în Apocalips, o găsești și în profeți, este cea care jură lui Hristos, dar trăiește cu alții. Iar aici este vorba nu de femei de la centură, este vorba de fecioare. O să cercetăm imediat simbolistica aceasta. Spune că 5 erau înțelepte, 5 mai puțin înțelepte, nechipzuite. Nu este o vină morală. Unii au capacitatea de a prevede pașii, nu ca la șah, cu 5 mutări înainte. Unii știu ce trebuie să facă, alții sunt surprinși de evenimente fără să fie o vină. În fine, ele toate așteaptă, în fine, se întâmplă că milele întârzii, este noapte, noaptea îți cere tributul, adorm, toate adorm, toate se trezesc la un semnal și în momentul critic, când trebuie să intre, sigur, trebuia să fie cu lumina, la unele candela mai pâlpâie, se sting, ardea încă, se sting, ulei, nu avem, fugă repede la negustori, până să vină de la negustorii care vând un de lemn și acum ardea lampa lor, ușa închisă, Doamne, Doamne, deschide-ne! Și acum din nou auziți cuvântul. Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ați putea face o legătură dintre cele două momente dramatice, pentru că amândouă se referă la comunitatea creștină, a ucenicilor. Ați găsit un element comun? Vă întreb. Da. În ambele cazuri, răspunsul este calchiat, e copiat. Nu vă cunosc și niciodată nu v-am cunoscut. Și aș vrea acum să reiau pe puncte această parabolă a Domnului Hristos. Toate sunt fecioare. Asta însumează doctrină impecabilă, fără compromisul față de sistemele păgâne fecioară. 2. Toate așteaptă, toate sunt adventiste. Adveniu, advenire, însumează revenire și toate sunt în așteptare. Deci așteptarea caracterizează pe cei care privesc înainte, nu spre sfârșitul pământului sau a vieților, ci spre momentul de apogeu al întregului univers, când Mântuitorul va coborâ cu toți îngerii cerului pe mica planetă albastră. Sunt așteptătoare. 3. Toate ies în întâmpinare. Punctul 3. Adică sunt active. 4. Toate au candele. Puteți să-mi spuneți ce reprezintă candela în simbolismul Bibliei? Și că cuvântul tău este o candelă. Deci toate au cuvântul lui Dumnezeu. Sunt persoane care studiază. Iar am avut subiectul relației noastre cu Biblia. Deci toate sunt ok în acest capitol. 5. Candelele ard sau nu la toate? Vă rog, ard. Ce presupune asta? Când toate candelele și acelor 5 neînțelepte
Există Duhul Sfânt. Pentru că altfel n-ar fi putut spune mai târziu, ni se sting, adică ardeau. Au Duhul Sfânt. Uleiul unde lemnul este categoric un simbol al Duhului Sfânt și nu-i nevoie să trecem la, în revistă, știu eu, modalitatea în care împăratul, profeții și preoții erau unși ca simbol al Duhului Sfânt, iar Mântuitorul este uns pentru un simbol al Duhului Sfânt prin chipul de porumbel al Duhului Sfânt care se pogoară peste el. Iar cuvântul Hristos însemnează în greacă cel uns, ca și Mășaia, cel uns, Mășia. Bun. Deci toate au cuvântul, toate au Duhul Sfânt, toate adorm, punctul 6, punctul 7, toate se trezesc, aud toate cuvântul, vine mirele, ieșiți în întâmpinare. Și toate ajung până la urmă cu un mic decalaj în sala de, la sala de ospăți. Doar că unele nu reușesc să mai acceseze intrarea. Ușa blocată și de dincolo un cuvânt de condamnare. Care este vina acestor biete cinci fecioare care și-au dedicat toată noaptea, gândiți-vă la istoria unei vieți de om, e cât o zi și o noapte. Care-i vina lor? Există un singur element care desleagă și criza din Matei 7 și criza din Matei 25. Care era deosebirea dintre cele două categorii? Un vas prea mic. Era foarte neînsemnat, era insignifiant. De regulă, candela nu era mai mare ca candelele obișnuite, puteau fi și mai mari ca palma mea. Aveau și un mâner, aveau un fitil și uleiul ardea, însă existau niște vase mici, tot mici, cât încăpeau în palma mea, care erau purtate la brâu, aveau și, știu, un dop ca să nu iasă uleiul, uleiul era prețios în vechime, și care, cred că în mers, bătea piciorul. Acest vas face toată deosebirea. Și ce ar putea să semnifice acest vas prea mic? Hai să ne gândim. Iar partea mea ar trebui să vă pun doar întrebări și dumneavoastră să ajungeți la revelația, la descoperirea acestei simbolistici. Și vă rog, urmăriți-mă. Ulei în candelă, ulei în vas. E vreo deosebire între cele două uleiuri? Cum? E sau nu e? Oare? Și dacă e, în ce constă? E aceeași, luată de la vânzătorii de unde lemn. Era un singur tip. E vorba, poate totuși, de, nu de calitate în sensul de mai bun, dar utilitatea. Numai puțin. La ce folosește lumina din candelă? O, da. Are un caracter utilitar. Cel din vas nu e utilitar, el nu arde. Ăsta arde pentru problemele de drum, de vedere. Acesta are alt caracter. Și vă rog să vă gândiți numai la un lucru. Pentru că cuvintele care rezolvă criza și vina acestor cinci fecioare bune, curate, dar cu o lipsă, nu vă cunosc. Ați putea să-mi spuneți care e diferența dintre uleiul utilitar și untdelemnul neutilitar? Dacă vina este, nu vă cunosc. Haideți să vă povestesc. Într-o carte de mult, am aflat că există trei
tipuri de cunoaștere. Trei modalități de a cunoaște. Prima modalitate de a cunoaște se bazează pe gândire. L-am văzut pe Einstein în birou, omul n-a călătorit foarte mult, a stat de obicei în casă și când mergea era destul de dezorientat. Uneori trebuia să ceară controlorului să-i spună la ce stație să coboare, că era confuz. Da, omul cu capul mare, părul mult și mintea ocupată. Și Einstein stă în biroul lui, cu creionul poate în gură, zice, E=mc². Dar întrebarea mea este, cum de-a cunoscut el cu viteza luminii, cu toate socotelele, că nu le-a măsurat? Mintea omului are putere de a gândi, matematică în special. Iar mintea omului poate cunoaște, fără ca să fie nevoie să palpeze sau să verifice în laborator. Pentru că poate construi pe baza unor axiome și a unor principii, poate să refacă realitatea. Se numește cunoașterea matematică sau logică. Logico-matematică. Omul poate să gândească și prin gândire să identifice sau să reconstituie realitatea. Probabil că criminologii folosesc foarte mult mintea și reconstituie prin minte. Punctul 2. Al doilea tip de cunoaștere se numește cunoașterea experimentală sau științifică. Eu sunt biolog, zoolog, am prins un gândac, îi desfășor aripioara sau piciorușul și număr crampoanele de pe el, sub laborator, Jean-Henri Fabre a fost marele Homer al insectelor, el era un entomolog, studia insectele și nu poți să cunoști insectele din birou ca Einstein viteza luminii, ci trebuie să te apleci. Până acum eram eu subiectul și totul se derula în mintea mea. Acum eu sunt subiectul și am un obiect. Și acum mă aplec asupra obiectului și îl cercetez sub lupă, sub, știu eu, diferite tratamente cu reactivi și așa mai departe. Se cheamă cunoașterea științifică sau experimentală. Deci, cunoașterea logico-matematică, științifică și experimentală și este și o a treia cunoaștere. Vrei să vii matale la mine? Hai, hai! În viața mea nu l-am văzut pe omul acesta, decât doar în merge. Dacă mai aproape așa. Dacă mă uit la el, pot să îl cunosc experimental, adică citindu-l. Mă uit la ochii lui, la părul lui, la structura lui, cămașă, parcă din cutele feții pot să intuiesc și anumite pasiuni sau plăceri. Sau... Nu e un om prea, știu eu, sobru, este deschis, dar nu știu cine e. Eu sunt subiect și el nu e obiect. Dacă îl cunosc ca un obiect, îl învârt, îl pun pe cântar, dar el nu e un obiect, el e un alt subiect. Și cum aș putea eu să-l cunosc pe el? Există o singură cale. Lucian. Iosif. Iosif. Am știut că e Iosif. De unde ești? Dacă el nu se deschide, dacă el nu se descoperă, eu nu-l pot cunoaște pe el. Atenție! Într-o relație se cheamă cunoașterea personală. Trebuie să fie două deschideri. Eu mă fac vulnerabil, eu îi spun cine sunt și poate că mă costă. Dacă eu, de exemplu, sunt dintr-o etnie împotriva căruia, eventual, Iosif ar avea un dinte sau o tradiție negativă, cred că mi-aș închide porți, poate el ar putea spune o vorbă rea la șeful, să zicem. Dar odată, ești drăguț. Deci, încep să-l cunosc cum? Prin, spuneți, comunicare, prin relație. Iar cuvântul nu vă cunosc pe care Mântuitorul îl spune. Mulțumesc, Iosif. Ai fost util.
Acum, Ivan, chiar nu știam cum îl cheamă, dar mă bucur acum că am un nou prieten care mi-a și zâmbit. Întrebarea mea este, când Mântuitorul spune, nu vă cunosc, și hiba este un vas prea mic, puteți face o diferență dintre uleiul, unde lemnul utilitar, și unde lemnul de care? Care nu e utilitar, nu folosește mie, folosește egoist. Folosește... Hai! Relației, unei părtășii. Și am ajuns la tema de azi. Tema care este dureroasă, atât în Matei 7, cât și în Matei 25, unde e vorba de relație. 1 Ioan 5 cu 12. Trebuie să țineți minte că este fundamental. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. E clar, categoric. Ori aceste fecioare cred că erau foarte religioase, dar se pare că unde lemnul din candela lor ardea doar, e vorba de relație, doar în sensul utilitar. Ce înseamnă utilitar? Doamne, am nevoie de tine că copilul e bolnav. Te rog, ai milă de copilul meu? Și Dumnezeu răspunde. Ah, n-am un job. Doamne, dă-mi un job. Sau, mă tem de oameni. Ai grijă de mine. Ocrotește-mă. Toate au caracter egoist, agenda mea, și utilitar pentru pământul ăsta. Dar n-am treabă cu Dumnezeu. Eu nu sunt interesat cine e El, ce are să-mi spună. Eu doar cer, cer, cer. Și acesta este modelul rugăciunii standard pentru cei care se mai roagă. Unde pleci? Ia vino apoi, ai făcut rugăciunea? Mama. Nu, hai să ne rugăm. Doamne, ocrotește pe Gigel. Deci, tot utilitar. Și noi avem nevoie de Dumnezeu din motive foarte, foarte pragmatice, mercantile. Noi trăim în junglă și să ne ferească de șerpi, de lei, de crocodili. Observați dumneavoastră care este tipul de relație pe care îl au cele cinci fecioare nechipsuite. Au și cuvântul, au și unde lemnul, se roagă și dimineața și seara și la masă. Cunosc multe despre Iosif, despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este o deosebire fundamentală a ști despre și a ști pe. În perioada de 6 zile, 9-15 august 2004, în Florida a bântuit uraganul Charlie. Se spune că este al doilea din cele mai cumplite uragane care au măturat sudul Statelor Unite. În ziua de 14 august, vântul bătea cu viteza de 240 de km pe oră. Nu știu dacă înțelegeți ce e aia. Că te ridică și pe tine, te duce. 240 km pe oră vântul, o masă de aer, nu o mașină, o masă de aer care te ridică, acoperișul sunt multe case dărâmate. Pe drumul de lângă Orlando erau pancarte publicitare. Cu cât te apropii de oraș, de urbe, apar informații, avantaje, oferte. Toate panourile publicitare culcate la pământ. De departe se vedea un singur băț sau stâlp cu un panou. Cum de-a rămas la picioare? Iar pe panou scria, trebuie să stăm de vorbă. Punct. Dumnezeu. Let's have a talk. God. Scurt. Parcă Dumnezeu prin acest panou invita, nu veni doar să-mi ceri. Haide să stăm împreună de vorbă. De ce nu stăm de vorbă cu Dumnezeu? Păi suntem grăbiți, avem treburi, avem familie și așa mai departe. Totuși, există o chestiune. Uh,
În 1971 eram în ultimul meu turneu prin Germania ca violonist și maestrul care conducea mica formație de cameră spunea, eram foarte apropiați, eu cu încă un prieten de el, eram studenți în ultimul an, terminam conservatorul sau terminasem deja și el îmi spune, am să cer azil politic, era profesor universitar, cred că și artist emerit. Și spune, am să cer azil politic, m-a invitat și pe mine dacă vreau, și l-a spus, dacă Dumnezeu mi ajută, el nu era religios, atunci pentru prima oară auzeam cuvântul Dumnezeu din gura lui, dacă Dumnezeu mi ajută, am să fac un pelerinaj la Ierusalim. Foarte interesant. Știți cât costa la data aceea un pelerinaj la Ierusalim? Probabil că oamenii sunt dispuși să facă multe lucruri grele numai să fenteze, să evite rugăciunea. Trebuie să te rogi. Auleu, te cheamă cineva să faci o faptă bună. Gata! Doamne, n-am timp de tine. Mă duc să fac o misiune, să scot dragi, să fac minuni. Vezi dincolo. Rugăciunea este cel mai anevoios lucru din viața creștinului. Și dacă suntem onești, recunoaștem acest lucru. Pentru că totul curge împotriva torentului, este împotriva firii mele. Eu sunt un tip material, deprins cu relația cauză-efect, eu trăiesc într-o lume care trebuie să fie activ, iar a sta acolo, și ce să-i spui? Hai că te rogi, nu? Te rogi pentru slava lui, pentru mulțumiri, pentru... mai găsești o cerere și pomne ce faci. Înțeleg să te rogi pentru astea, dar cum adică rugăciunea de relație? Unde lemnul din vas care se vede doar în momentele de criză. Cum? Ce să-i mai spui? Ce să zici? Cea mai mare nenorocire este în cazul acesta de criză, de anevoioasă situație ca să te rogi, este faptul că rugăciunea noastră de regulă, standard, în 90% din cazuri, începe cu eu solo. Eu sunt singur pe genunchi și acum caut să-L găsesc pe Dumnezeu. Și vă rog, eu vorbesc din propria mea experiență și îmi dau seama de perioadele, unele îndepărtate, altele destul de recente, când plecând solo, fără Dumnezeu, căutându-L, nu dau de El. Când El spune, eu sunt acolo. Și atunci, pentru că sunt solo, sigur, trebuie să-mi fac o datorie față de Dumnezeu, să recunosc că El este aici și trimit o telegramă. Telegramă este ceva impersonal. Trimit o scrisoare. Eu o trimit în eter și Dumnezeu, care e tot puternic și tot cunoscător, o prinde. Eu nu știu când o ia, nu știu când o citește, dar știu sigur că va ajunge la El. Telegrama. Și de obicei, telegrama pe care o trimit se limitează la unde lemnul din candelă, cererile mele. Pentru că astea sunt motivele care mă țin lângă Dumnezeu. Știți când au fost oamenii cei mai credincioși? La necas. În 1977, 4 martie, cu tremurul din București, sau 6 martie. Mă rog, 4. Contează mai puțin, eu am fost într-o derută. Vreau să vă spun că în 4 martie erau, vecinul meu era securist, era din securitate, știam, ofițer. Și stătea pe hol, Doamne Dumnezeule, cu ce am păcătuit? El devenise foarte religios. Iar noi avem motive de rugăciune în necazul nostru. Exact uleiul utilitar. Doamne, am nevoie de? Și Dumnezeu zice, da, îți dau și peste bun și peste răi. A fost o fată, o chema Rosa Tascher,
Era franțuzoaic, probabil din Alsacia, locuia cu părinții în Martinica în 1760. Fusese cumva o încrengătură aristocratică, deși scăpătați, stau Martinica și aveau un câmp de trestie de zahăr. Și, mă rog, o furtună le distruge plantația, se întorc în Franța, aici prin pile și relații ea se căsătorește cu un bătrân aristocrat care avea un nume mai ales și ceva avere, ea tinerică, drăguțică, și moare moșul, ferice de ea că e liberă, trece din mâna unuia în altuia, până trezărește un tânăr, un bărbat de viitor. El era corsican, îl chema Napoleon. Și ea, probabil că și-a italat farmecele, el a găsit farmecele. În 1796 se căsătoresc oficial. Dar lui nu-i place numele de Rosa și pune Iosefina, cea care urma să fie regina încoronată de însuși Napoleon în 1804, dacă nu mă înșel. Și interesant este că la câteva luni el era deja generalul armatei Italiei și avea un rol foarte important în armata de interior. El era o personalitate în directoratul Revoluției franceze, Napoleon. Deci fata dintre atâția a știut să aleagă bine. Și după ce i-a spus la revedere și și-a șters cu batistuța ochii, la câteva săptămâni după aceea, un cavaler de husar, tânăr, cu 10 ani mai tânăr ca ea, îl chema Hippolyte Charles. Și sigur că oportunitățile trebuie folosite, puncte, puncte. Sigur, el a aflat, a fost adânc rănit, dar tot a rămas cu ea, pentru că și el la rândul lui a rănit-o și a rămas și ea cu el. Și acum vine întrebarea, ce a vrut fetișcana asta regina Iosefina, împărăteasa Iosefina, Roza? Ce a vrut fata asta? Pe el sau buzunarul lui? Iar noi când venim la Dumnezeu, ce vrem? Îl vrem pe el sau buzunarul lui? Aici este sănătate, binecuvântări, ocrotire, daruri. Ce vrea omul pe pământ? Utilitar. Și noi ne fixăm ca obiectiv. Ai nevoie de Dumnezeu? Știți cum spunea cineva? Și că sunt două roți importante în mașină, care sunt critice. Volanul și roata de rezervă. Volanul și roata de rezervă. E bine să ai o roată de rezervă? E vital să ai cu mențiunea să o folosești cât mai rar sau deloc. Cam așa e Dumnezeu. Avem nevoie de El în criză. Când nu, sunt fericit că n-am nevoie de Tine, Doamne. Îți mulțumesc că n-am nevoie de Tine. Cam așa ar veni, pentru că n-am avut accident. Când Dumnezeu vrea să fie volan, de care nu te poți lipsi nicio clipă. În Matei 7:11 spune acolo, voi care sunteți rei știți să dați daruri bune copilor voștri, cu atât mai mult nu vă va da oare Dumnezeu lucruri bune celor ce îl cer? Pe scurt. Știți ce înseamnă asta? Când Dumnezeu făgăduiește lucruri bune celor ce îi cer. Numai că în Luca 11:13 textul sună puțin diferit. Voi care sunteți rei știți să dați daruri bune, oare Dumnezeu nu va da? În loc de lucruri bune, știți ce scrie? Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iar acest lucru îmi spune mie ceva. Că acele lucruri bune nu sunt neapărat de natură utilitară, egoistă a agendei mele, ci sunt darurile spirituale, pentru că scopul nostru pe pământ nu e să ieșim sănătoși până la mormânt, adică să murim sănătoși, ci scopul nostru e să nu murim
în păcat, să fim cu El. Ori tot planul de mântuire urmărește nu o viață princiară pe pământ, ci o viață schimbată, bună pentru cer. Lucruri bune sau Duhul Sfânt? Ce căutăm? Utilitarul sau relaționalul? În 1600, în Persia, domnea un șah. Se spune că a fost epoca de vârf, de apogeu, al Persiei medievale sau târzii medievale. Pe șahul acesta îl chema Șah Abbas. Omul acesta a fost mare. El, deși a urcat la tron foarte curând, la 17 ani, când i-a ucis tatăl și cei care au dat lovitura de palat, l-au pus repede pe el, sperând că va fi o păpușă, o marionetă, da de unde. Tipul curând s-a descotorosit și a început să fie șah. Și a domnit vreo 30 de ani. Șah Abbas a recucerit teritoriile pierdute, a încheiat alianțe cu portughezii care ajunseseră până în Golful Persic, relații cu englezii, ambasade. Era un om cult, deștept. Iar Șah Abbas avea și el o o capacitate deosebită, o capacitate diplomatică. El era un om scund, nu foarte înalt, și vrea să știe ce vorbește poporul despre el. Și se travestea. Își punea un păr roșcat, bărb roșcat, el n-avea barbă, doar mustăți. Își punea o barbă, se îmbrăca în haine smerite și se plimba, poate cu o plasă, printre oameni, prin bazar, pe la străzi, poduri. Acolo unde erau oameni, stătea și trăgea cu urechea. Și spune, tot umblând încoace și încolo, în capitala lui Isfahan, în Persia, a luat-o pe drum în jos, un drum care nu l-explorase până atunci, și a ajuns tocmai la fochist. Trebuie să știți ce însemnează fochist. Cel care nu ardea gunoi, ci cadavre. Deci, acolo se incinerau și fochistul era un om, vă dați seama, un om smerit. La bordeul lui bate, oh, bine ai venit străine. Iahan este fochistul. Un om slab, singur, i-a murit și lui nevasta, dar un om care, având de-a face cu moartea, era un filozof. A văzut multe și oameni bogați și puternici, i-a ars. Și gândurile acestea l-au făcut să fie un om deștept. Și l-a invitat, i-a rupt turta, i-a dat și lui, și au mâncat amândoi din turtă, au băut amândoi bragă și îi punea întrebare șahul, cum ai face tu dacă, eu cred că bine ar fi așa, bungă. Și pe măsură ce a început să-l cunoască, venea tot mai des pe la Iahan. Au trecut 2 ani, erau prieteni de acum. Unul venea și el cu ceva de mâncare, noi nevoiam și o turta mea. Mâncau și la un moment dat spune, gata, pot să am încredere în el. Și îl pregătește, fii atent, am să te întreb ceva tare. Cine crezi că sunt eu? Iahan spune, păi, un negustor. Mai mult. Îi fi tu un capitan. Mai mult. Îi fi un filozof, un înțelept. Mai mult. Până când, încet, încet, ai puizat tot și, ei, cine aș putea fi eu? Și nu îndrăznea să zică, ai fi tu chiar împăratul? Da, Iahan, eu sunt Șah Abbas.
Omul se frânge din mijloc acolo, deși se dea cu capul la pământ, tremurând. Ioan, sus, sus! Pentru că de 3 ani de zile stai cu mine de vorbă și îmi dai sfaturi bune. A venit vremea să spun și eu ție, cerem ce vrei. Cerem ce vrei tu. Și se uită săracul, nu înțelege, își caută ce să cer. Cerem ce vrei tu, vrei o casă mare, vrei să-ți dau o stradă întreagă, te fac negustor, te fac ce vrei tu. Și după o vreme de rumegat, cu lacrima scurgându-i se pe față, Ioan, cu obrazul lui zbârcit, se uită și spune, stăpâne, ai intrat în casa mea, ai mâncat din turta mea, ți-ai descus sufletul și mi-ai dat timp, sufletul tău, mi-ai dat tot ce aș putea să mai cer. Cam asta e relația neutilitară, ca să stai să te bucuri de Dumnezeu care e cu tine. Cine pleacă în rugăciune solo, eu vreau să mă rog, Tatăl nostru, da, eu sunt solo, caut să mă concentrez, să străpun cumva spații, știu eu, dimensiuni metafizice și, încă o dată, nu merge, de la capo, am pățit-o. Tatăl meu, Tatăl nostru, și iar gândurile derapează și încă o dată, Tatăl, pentru că ești solo. Și știți dumneavoastră, cei care sunt, care pleacă în rugăciune solo, aceia, oricât se roagă și oricât de tare se roagă, au totuși o incertitudine. Da, da, Dumnezeu aude telegramele, dar oare e cu mine? Mă aflam în Dublin. Niște frați creștini, auzind că a venit din România cineva, să vină și el duminică să le vorbească la o biserică harismatică. Vă mărturisesc cu oameni deosebiți, cu suflet cald, sinceri, dispuși să mă primească în casă, deși n-a fost cazul. I-am invitat și eu, aveam un seminar acolo. Duminică am fost la ei și am văzut cum se roagă. Se rugau cu tot zelul, cu mâinile pe sus, strigând, Doamne, Doamne, tare! Nu, strigau ca să audă tata. Și erau sinceri, plângeau, deci nu făceau fițe. Și au venit și ei la seminarul care l-aveam eu. Aveam în timpul săptămânii, o săptămână întreagă. La ultima prezentare au venit 3 sau 4 lideri, oameni deosebiți. Și după ce au luat notițe, le-a plăcut, au venit la mine, am vrea să vorbim cu dumneavoastră. Ei aveau o dilemă, poate, sau un reproș pentru mine, pentru noi, adventiști. Dar foarte discret și foarte creștinește. Frate, zice, noi, în confesiunea noastră, noi punem mare, mare preț pe rugăciune. Noi ne rugăm mult. Ne rugăm mult. La voi cum e cu rugăciunea? Știți ce spuneau dânsii? Sau cum vedem noi rugăciunea? Cu alte cuvinte, eu am tradus mesajul. Că noi nu prea ne rugăm. Puțin la început, puțin la sfârșit. Pe când ei se roagă, Domnule! Am perceput, știu eu, scânteia. Și le Dumnezeu m-a inspirat și i-am întrebat, spuneți-mi, când cauți, ce cauți? Ce ai sau ce n-ai? Când cauți, ce ai? Ce cauți tu? Ce ai sau ce n-ai? Păi, logic, cauți ce n-ai. În rugăciune, n-ai pe Dumnezeu ca să-L cauți sau deja l-ai? Pentru că felul în care se rugau cu mâinile spre sus sugera că nu-l au și că caută după el. Caută și fețele lor exprima traumatism.
chin. Unul dintre ei, în altă adunare, striga, tată, tată, tată. Striga, băi frate, dar trebuie să strigi. Poți să-i spui tatăl nostru, dacă e aici, dacă l-ai. Dacă nu l-ai, atunci strigi și face efortul cumva să fie auzit, să ajungi până la el. Să știți că în Biblie există și psalmi de căutare, care nu sunt psalmi ideali. Dar Dumnezeu a lăsat în Biblie ca noi să ne regăsim în toate fazele creșterii noastre. E atât de bun e Dumnezeu. Putea să nu fie decât psalm de părtășie. Psalm de căutare, nu știu dacă avem timp, foarte pe scurt, psalmul 13, 1 la 3, zi și noapte strig la tine și tu ți-ascunzi fața. Oare Dumnezeu își ascunde fața? Mai ales când te caut pe cel ce vine la mine, îl faci să aștepte? Psalmii de părtășie, psalmul 23:4, chiar dar fi trebuit să trec prin valea umbrei morții, de ce nu mă tem de niciun rău? Căci nu știu unde ești? Sau căci tu ești cu mine? Psalmul 116, e tare frumos, 139, psalm în care știm că Tata e cu mine, chiar dacă sunt rău, tu ești cu mine. O să vă dau un text. Ei bine, între psalmii de părtășie, psalmii de căutare și psalmii de părtășie, adică rugăciunile de căutare, Doamne, Doamne, și rugăciunile de părtășie, este doar o punte sau un spațiu numit credința. În Evrei 11:6 este un cuvânt foarte interesant. M-aș bucura dacă vă uitați și dumneavoastră. Evrei 11:6. Citesc. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Atenție! Eu stau la rugăciune. Doamne, Doamne, eu nu cred că e aici. Oare sunt plăcut înaintea lui dacă nu știu că el e cu mine? Nu pentru că eu sunt bun, ci pentru că el e bun. Nu pentru că eu știu să ajung la el, ci pentru că el a coborât până la mine. Deci, fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Și acum atenție! Căci cine se apropie de Dumnezeu, adică rugăciunea, trebuie să creadă două lucruri. Care sunt cele două lucruri? Ce îți pare că El este unde? În lumile siderale? Sau El prezență este? Tu ești aici. El este. Unu și doi? Adică aude și acționează. Adică El nu este pasiv, El este activ. Ori această credință pleacă de la făgăduințele sale. În momentul în care crezi că Dumnezeu este și ascultă, răsplătește, nu te mai temi. Povara se ridică. Eram în anul 3 de seminar și pentru a treia oară mă chemau la comisariat pentru încălțare. Odată când am terminat conservatorul, am primit hârtia să mă prezint. Pentru un motiv necunoscut, îi mulțumesc lui Dumnezeu că el știa. Eu tocmai luasem hotărârea, am nebotezat încă, dar am zis, țin sabatul, orice ar fi. Nu știu cum s-ar fi derulat istoria, că e dramatic. Și au spus, rămâneți acasă, vă chemăm altă dată. Când am intrat la seminar, în primul an, m-au chemat a doua oară și am spus, domnule, sunt la a doua facultate. Iar acum mă chemau, domnule, asta nu-i facultate, e doar seminar. Îmi pare rău, am fost și dascăl universitar. Sunt... Doamne, nu știu, joi vă prezentați, până joi rezolvați, dacă puteți, dar joi vă prezentați cu valiza și cu micro de plămân făcut. Știți ce însemna că în anul 3, în toamnă, în octombrie, noiembrie, să fiu încălțat? Problema sabatului și problema necombatanței, pentru că un adventist nu poate călca porunca șasea să nu ucizi. Iar în armată, tragi, nu există. Ai armă și statutul de necombatant nu e statutul care nu împușcă, ci care nu poartă armă. Așa scrie în enciclopedie, non-combatancy, statutul cuiva care nu poartă armă. Că purtarea armei e deja declarare de război.
Și urma pentru mine pușcăria, cine știe, pierderea semnalului și așa mai departe. Și m-am dus acasă, simțeam că îmi fuge pământul de sub picioare. Deja vedeam situația și am simțit nevoia să mă duc să mă rog cu cineva. Și de o vreme destul de mare știam că este cineva, un om de rugăciune, care îl cunoaște pe Dumnezeu mai mult decât îl cunoșteam. Era Brândușa, viitoarea mea soție. La data aceea încă era... Dumnezeu îmi vorbea, dar eu încă mai zăboveam. Și am spus, am ajuns la ea acasă, la familia ei, și am zis, uite, am o problemă. Dacă acum mă ia în armată, e dezastru. M-a ascultat, cred că am vorbit o 50 minute, după care a spus doar să ne rugăm. În momentul în care ne-am rugat, am primit pacea. Am fost eliberat. Probabil și rugăciunea ei, care avea anumită consistență diferită de a mea, eu mă zbăteam, mi-a dat asigurarea că Tu ești aici. M-am dus acasă liniștit și am spus, Doamne, sunt gata pentru tot și pentru pușcărie. Pregătisem din timp eu, înainte de această a treia chemare, foarfecă, pieptăne, brici, ca zicea, am degetație bună și pot să fiu frizer în pușcărie, așa am zis, mă pregătesc de acum. În fine, cert este că atunci când știi că Dumnezeu este și că răsplătește, adică răspunde, nu mai ai griji, e treaba Domnului. Apropo de cei trei tineri, ei aveau vasul prea mic, nu doar uleiul în candelă, și vasul prea mic se dovedește doar în momentele de criză. Dragii mei, e atât de simplu când știi că nu ești singur. Orice rugăciune care pleacă conștientizând că în Psalmul 139 spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol, de departe îmi pătrunzi gândul, și că nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu cunoști. Păi deja știi, atunci ce simplu este să spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu știu că eu acum mă rog Ție, Tu ești deja aici, că Tu cunoști, vorbesc cu Tine. Când nu sunt solo, când suntem în doi, e bine. O a doua barieră care face rugăciunea nevoioasă. Ieri am avut simțământul prezenței foarte puternic. Am putut vorbi cu Dumnezeu. Chiar a fost aproape. Iar azi când mă scol, azi caut simțământul ăla. Ah! Interesant. Nu-L caut pe Dumnezeu, ci un simțământ. Și nu-L am. Vorbesc cu un băiat care spune, m-am rugat și 2 ore pe genunchi și n-am simțit pe Dumnezeu. Auziți un citat. Citat din Experiențe și viziuni, 72 în limba engleză, pagina. Mulți neglijează rugăciunea pentru că nu exercită credința. Atenție! Credința e să pleci cu El. Nu te rogi ca să-L găsești pe El. Nu! Pleci cu El, că El este și răsplătește celui. Ei așteaptă acel simțământ pe care numai credința îl poate aduce. Și scrie cuvântul inspirat, simțământul nu e credință. Cele două lucruri sunt distincte. Credința adevărată își însușește binecuvântarea promisă înainte de a o simți. Mulți au părerea că nu pot avea credință dacă nu simt mai întâi. O, ce groapă adâncă în care putem cădea oricâți. Asemenea persoane confundă credința cu binecuvântarea care vine pe urma credinței. Momentul cel mai potrivit pentru a ne exersa credința este atunci când nu simțim nimic. Atunci, fratele meu, crede. Pe ce bază? Pe baza simțămintelor, a capacității tale de a proiecta rugăciuni în spații siderale? Nu.
pe baza atributelor lui Dumnezeu, pe baza făgăduinței. Eu sunt cu tine. Făgăduința este ceea ce mi-alimentează credința. Lucru de care am vorbit ieri. Adevărata credință se întemeiază nu pe simțăminte, ci pe făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu. Vă amintiți textul din 2 Petru 1 cu 4, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Da, făgăduințele sunt cheia pe baza cărora eu mă plec pe genunchi și știu, Doamne, nu simt, sunt orb, dar soare tot există, nu văd soare, dar știu că soarele este și atunci eu merg cu tine că tu deja știi gândul meu. Și mai este încă o a treia barieră care face rugăciunea anevoioasă. Azi am fost într-un cerc, dau un exemplu, unde câțiva prieteni care mă cunosc bine au vorbit de Ghiță și au vorbit despre el, l-au cam bârfit, dar am râs și am bârfit și am râs și am râs și eu și mă mustră cugetul pentru că nu-i place lui Dumnezeu să mă gândesc rău în mintea mea, în inima mea, cu privire la altul. Acum, roagă-te. Poate că ai și nutrit alte gânduri, murdare. Acum, roagă-te. Îmi spunea o tânără femeie căsătorită care a ajuns pe pragul suicidului, care a spus, nu mă mai rog, pentru că știu că cât de păcătoasă și ipocrită, nu mă mai rog. Păcatele pun un zid de despărțire între mine și voi. Nu scrie așa în Isaia 59 cu 1. Pun un zid. Cum să mă rog? Nu pot să mai ajung. Vă rog, deschideți acum. Vă rog, toată lumea care aveți Biblia, 2 Timotei 2 cu 13. Aș vrea să citiți dumneavoastră textul pentru că este de memorat, de neuitat. 2 Timotei 2 cu 13. Vă rog, marcați-l în carte. Cine l-a găsit să-l citească tare. Te rog, Iosif, tare. Dar oamenii răi... Nu, 2 Timotei, ești 1 Timotei. 2 Timotei. Da, 2 cu 13. Dacă suntem necredincioși... Stop, dacă suntem necredincioși... Deci am fost ticălos, am fost păcătos, citește. Este colosal. Și atunci când eu sunt ticălos, și atunci când sunt rău, el tot credincios rămâne, pentru că nu se poate tăgădui singur. Dar ce facem cu atâtea pasaje în care spunem, întorc fața de la el, care sunt în Vechiul Testament? Vă rog, nu uitați. De plina revelația lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Iar Biblia spune în Tragedia Veacurilor, la introducere, Spiritul Profeției spune, gândurile Bibliei sunt ale lui Dumnezeu, cuvintele nu sunt ale lui. Sunt ale oamenilor care în cultura lor, în experiența lor, le-au spus într-un limbaj limitat, contextualizat sau determinat cultural. Dumnezeu nu-și pleacă fața de la păcătos și asta este revelația lui Iisus Hristos. Auziți? Anul acesta am descoperit o carte groasă, un roman fantastic. Roman? Nu. E o realitate, este o biografie. Deci e mai tare ca orice roman. Am citit romane înainte de a mă converti. Vă spun, este extraordinară cartea. Se numește în limba engleză Unbroken sau De neînvins în românește. Este și în cartea în limba română. Și povestește viața unui personaj real, documentat, deci nu este, fantezie, ficțiune, ci că realitatea bate filmul. Asta este în cazul acesta. Și anume a unui personaj celebru, lui Zamperini. Ați auzit de el?
El a fost mai întâi un olimpic, unul care a bătut recorduri și care, nu știu câți zeci de ani a durat recordul lui la 5.000 de metri, de exemplu. Fugă, alergare, rezistență. Ei bine, el, un gagiu, nici un creștin, gagiu, un tip care învârtea fustele, băutura, a venit războiul al doilea mondial, a intrat la aviație, bombardier, el iar cu bombele să le plaseze. Și la un moment dat, în mai 1943, avionul lor se prăbușește în ocean. Sunt una, două, trei, patru, poate chiar cinci situații extreme din care nu știe cum iese. Odată, spune, când avionul s-a prăbușit, el era prins în toate cablurile și sârmele și firele sistemului, ale fuzerajului, ale, știu eu, poziției sale de bombardier, și când avionul se scufunda, s-a scufundat, nu se putea elibera. A ajuns inconștient și deodată se trezește în afara avionului, jacheta lui de salvare se umflă deodată și... Dar cum am ieșit din sârme? Nu există o explicație. El era inconștient. El nu mai făcea nimic. Și nimeni nu putea, că nu era nimeni. Doar trei s-au salvat în două bărci de salvare. Câte zile credeți că poate sta un om pe mare, fără apă și fără mâncare? Spune că recordul cel mare îl deținea, mă rog, o personalitate, îmi scap acum numele, care s-a 34 de zile pe ocean, dus încoace și încolo. Iar el spune că n-avea mâncare. Aveau doar câteva bare de ciocolată, care ziceau că le împart fiecare avea rația lui, iar dimineața a doua, când se trezesc, descoperă că unul care era terifiat, care a și murit de frică, acolo în barcă, le-a mâncat pe toate și nu mai aveau nimic. Și mai aveau puțină apă. Puțină apă. Sub soarele arid în Pacific, aia se cheamă Pacific, că nu prea sunt vânturi și ploi, Pacific. Crapă de sete, n-au mâncare. Și în întunericul sufletului lui strigă, Doamne, și amintește de rugăciunile din copilărie, de câteva fraze, colegului, un inginer pilot de navigație, inginer de navigație, știa mai mult, era un om creștin. Cântă împreună un cântec și spun frânturi de rugăciuni auzite, dați seama, nu știu cum se legau toate la oaltă. Doamne, te rugăm, trimite-ne apă. Și de nicăieri apare un nor și plouă. De nicăieri apare un albatros și crud să-l mănânce, greu. Folosesc ghearele lui ca mijloc de pescuit și prind un pește și îl mănâncă crud. Și spune, iară, apă nu e, apă nu e. Și din nou se roagă și spune, de două ori s-a întâmplat lui Zamperini. Și eram în barcă și aud cântec, mă uit încotro. Era un cor de îngeri, un cor ceresc. Era, auzeam armoniile. Mă uitam, nu era nimeni. Dumnezeu se descoperă unui păcătos. Ca să aveți, știu eu, o perspectivă a istoriei lui Zamperini, s-a turnat și un film prost și care taie exact ce trebuia convertirea lui la sfârșit. Cartea prezintă deosebit convertirea, devine un misionar. Dar păcătosul ăsta e cules de japonezi. Când l-au găsit japonezii, și știți că japonezii se bucurau foarte tare de prizonieri, că puteau să-i chinuie. El nu se mai putea ridica din barcă, slăbis era la 40 de kilograme. Bărbat de nemâncat. L-au cărat pe brațe. Îndură 2 ani de prizonierat teribil. Supraviețuiește. În fine, în cele din urmă,
Și amintește de jurământul: Doamne, dacă Tu îmi trimiți apă, eu îmi predau viața Ție. Și omul devine un mare misionar. Căutați cartea De neînvins, de lui Zamperini. Dragii mei, Dumnezeu răspunde păcătoșilor. Și am dat această ilustrație doar ca să încurajez pe cei care se simt prea păcătoși să se mai roage. Păi pentru cine a venit Hristos? Pentru buni? Nu, pentru păcătoși. Și dacă vin pentru păcătoși, e ocazia ta. Te simți rău? Bun! Ești calificat pentru rugăciune. Și ca să vă subliniez ideea aceasta, cu cât ești mai păcătos, continuați. Ce se întâmplă? Cu atât mai mare e urgența medicului. Că tu te doare aici, stai la rând, ai bilet și îl aduce pe unul pe targă, rupt. Cine intră primul? Eu am bonul 1. El nici măcar n-a stat la rând. Cine intră primul? El, că e mai urgent. Cu cât ești mai păcătos, cu atât Dumnezeu te primește mai repede. Și se ocupă mai mult. Dacă la spital e așa, cu cât mai mult la Dumnezeu. Dragii mei, dacă rugăciunea este a fi cu Hristos, înțeleg ce însemnează rugați-vă neîncetat. Adică nu să stai la... Nu. Eu nu cred că rugăciunea e dependentă de o poziție, de închiderea ochilor sau legarea mâinilor. Pot fi utile. Dar asta nu e rugăciune, e o atitudine fizică. Rugăciunea este o relație. Când eu nu sunt solo, noi suntem împreună. Și atunci când stai împreună, n-ai nevoie să-i ceri ceva. Vreau să vă dau totuși o ilustrație. Când am ajuns la profunda convingere că Dumnezeu mi-a pregătit soția pe care El mi-a ales-o pentru mine și eu aș fi ales-o pe ea, dar El mi-a pregătit-o, am dorit să stau cât mai mult în preajma ei. Mă completam, dădea pace. Mă făcea întreg. Și veneam, eram logodiți de acum, lumea știa că ne vom căsători și vreau și noi să stăm fără martori pe o bancă, undeva în parc. Să stăm. Și mama ei zicea, să veniți repede. Așa e mama. Și noi plecam în parc, undeva în parcul Basilescu, spre Chitila, și stăteam pe bancă și ne întorceam până la urmă, seara, era întuneric. Și mama, ca mama, zice, dar ce ați putut face până acum? Și ea răspundea, păi am tăcut împreună. Ce puteați vorbi atâta? Nu trebuie să vorbești. Să fim împreună. Asta e rugăciunea de relație. E un delemnul neutilitar de bucuria că nu sunt sigur că Tu ești cu mine. Și dacă Dumnezeu e cu mine, e atât de bine. Am curaj, deși eu sunt slab, sunt fricos. Cine nu are vasul de rezervă va fi surprins în momentele de criză. Exact ca fecioarele înțelepte. Vasul de rezervă nu are obiective, nu are agenda mea, ce bucuria de a sta cu El. V-a vorbit vreodată Dumnezeu? Mi-a vorbit. Prin gânduri, printr-o inițiativă. Și am să vă dau o dată un exemplu. Bine, am mai multe, dar mă uit la ceas și mâine zi de lucru pentru dumneavoastră. Experiența personală cu Dumnezeu autentifică credința mea. Cine n-are experiențe personale cu Dumnezeu, n-are Dumnezeu, undeva, cineva, departe, un necunoscut. Știm despre, dar nu-L cunoaștem pe. Cine are experiențe. Vă dau un mic caz al nepoțelei mele. Avea, cred că, 9-10 ani și are experiențe cu Dumnezeu. Păi cum? A plecat cu o păpușică mică de Lego, mică, a umblat încoace încolo și s-a întors unde-i aia mică. Păi unde-i? Tu ai pus-o. S-a rugat, Doamne, ajută-mă să găsesc pe aia mică. Și s-a dus pe străzi, pe bine, în cartierul acela mai, cumva, mai liniștit, s-a întors cu păpușica. Dar unde era? Undeva în iarbă, între pietre. Cum de-a găsit-o? Păi m-a rugat Domnului. O rugăciune care se finalizează, se concretizează prin prezența unui Dumnezeu
Iar această fetiță, vă spun, se roagă mai ceva ca un om mare, nu cu voce. Stă și îi place să stea de vorbă cu Dumnezeu. Și spune lui aia mică, tu ai vorbit azi cu Domnul? Dialoghează, cunosc pe Dumnezeu și este minunat. Vă dau un caz. Eu am și o listă de rugăciune, tare mă ajută lista de rugăciune ca să-mi reglez și mai bine fine-tuning-ul relației cu Dumnezeu. Și mă rugam pentru cei de pe listă și Dumnezeu îmi dă îndemnuri, trimite un SMS și am o hârtie pe care scriu îndemnurile, sună pe Lenuța. Lenuța era o fată care lucra în străinătate, nu știu ce experiență personală a avut, dar s-a întors în România bolnavă, coaptă, psihic sau psihiatric, avea o agorafobie, încât nu putea sta nicăieri unde erau oameni, leșina. Și cineva mi-a făcut legătura cu dânsa, am vizitat-o, ne-am rugat, i-am spus ce ar trebui să facă, am mai ținut legătura telefonic și mă uit pe... Nici nu vreau să bat în fiecare zi la cap pe cineva care are nevoie, ca nu cumva să creadă în mine în loc de Dumnezeu. Deci nu trebuie să se lege de o persoană. Și Dumnezeu spune, sună-o pe Elena. Am notat-o și am închis cartea, rugăciunea, m-am ridicat, am luat telefonul și pe ea o sun prima. Sună telefonul, ridică receptorul, alo? Alo, Lenuța? Ce-i drăguț sau ce se întâmplă? E atât de bun Dumnezeu. Da, minunat, e bun, dar ce s-a întâmplat? Și fiți atenți, vă rog. Ce însemnează când Dumnezeu îți vorbește, nu doar pentru tine. Și spune, am în pumn 34 de pastile ca să le înghit, ca să mor. Și într-un ultim act am spus, Doamne, dacă Tu totuși mă iubești, să mă sune acum acela. Și drăguț sună telefonul. Dumnezeu i-a răspuns ei și mie. Dumnezeu îți vorbește deschis, îți vorbește concret. Și poate altă dată ce am scris și n-am apucat să vă povestesc, o să vă povestesc. Experiențe în care Dumnezeu te cheamă pe nume, care Dumnezeu îți spune foarte concret sau intervine, te avertizează, fă asta repede acum. Și am făcut o istorie care... Aveți răgaz? Cu asta termin. Am ales-o. Eu, odată ce m-am detașat de linia hotărâtă de părinți, odată ce am angajat în relația cu Dumnezeu și ce mi-a descoperit El, adică seminarul, părinții mei s-au detașat și au plecat ca să nu mai am nimic de a face cu ei. Iar eu am fost dat afară din conservator, iar cum eram elev la seminar, n-aveam nici un venit. Primeam de la seminar, cred că 250 de lei, la data când un salariu era vreo 2000 și ceva, doar ca să ne plătim, să mă tund, să am un abonament și eventual să cumpăr cărți bătute la mașină, că astea erau. Și în rest, eu ce am să mănânc? Și o femeie deosebită, o familie deosebită, spune, frate, știm că n-ai, vino la noi, mănânci la noi oricând, dimineața, la prânz, seara. Bine, veneam cam dimineața și seara odată și mâncam. Ca să mă compensez de această bunătate a lor, m-am angajat ca de câte ori vin să fac ore de vioară cu copiii ei, copiii lor. Nu era o compensare, că era un mod prin care să-mi spăl rușinea doar. Era, mi se pare, în anul 2 de seminar, era chiar în vacanță, și m-am dus la Sibiu, la fratele Niculescu Emilian, care au
foarte apropiat prieten, la gazda lui, să am câteva zile de rugăciune și de studiu. Și pe când mă rugam, am spus, vreau să mă rog acum fără ceas. Cred că a trecut o jumătate de oră și mai mult. Și mă rugam pentru, nu știu pentru ce, dar deodată îmi vine o poruncă. Nu mai calci în casa familiei aceleia. Atât de puternică cât m-am ridicat în picioare, speriat și am zis amin. A fost, m-a surprins și m-am ridicat și am zis amin. Gata, nu mai calc. Dar ce am să fac? Unde o să mănânc? Ce o să fie cu mine? Gata, Dumnezeu a zis, nu mai calc, nu mai calc. Mai departe, Doamne, ai Tu grijă. Și au trecut 3-4 săptămâni, sigur m-am dus acolo, scurt 3 minute, să spun, știți, n-am să mai pot veni. Cum credeți dumneavoastră, foarte neposesiv, cum aveți toată libertatea? Și am căutat să-mi caut, să iau masa de prânz la câțiva colegi, o supă cu pâine. Era, dacă mâncai multă pâine, te săturai până a doua zi. Ca să aflu peste câteva săptămâni că vis-a-vis de casa unde obișnuiam să merg să iau masa, la acea familie cu copii, vis-a-vis se afla un Radio Progres. Un atelier de reparat aparate de radio. Și că de 2 sau 3 luni se postase la vitrină, în spatele vitrinei, un securist care viza pe toți cei care intrau și ieșeau de acolo. Pentru că prinseseră ideea că acel frate care locuia acolo era o piesă importantă în rețeaua de Biblii, dar nu 3-5. Nu odată, peretele era dormeza și tot peretele era acoperit cu un covor. Erau numai Biblii. Era o stație de tranzit. L-au identificat. Și toți cei care intrau și ieșeau de acolo erau puricați. Știți ce ar fi însemnat asta pentru mine? Că aveam și o Biblie. Și aveam și alte cărți trase la Xerox. Nu ca el, dar aveam și eu. Eram și eu o piesă mică, nu așa mare ca el. Au fost luați toți la talpă. Și fratelui Lucian știe ce au pățit. Că era exact aceeași situație. Vreau să vă spun, Dumnezeu m-a ocrotit, mi-a spus, mi-a vorbit direct la situația mea și am ascultat. Dragii mei, eu nu mai cred că există Dumnezeu. Eu știu că există Dumnezeu. Credința este până la experiment, la probă. Când ai proba, nu mai crezi, ci știi. Mă închei capitolul. Știți care este cuvântul fundamental cu care începe parabola din Matei 25:1? Cum începe parabola celor 10 fecioare? Cu un cuvânt cheie. Un cuvânt cheie. Cum? Nu. Cum? Atunci. Vă rog, fiți atenți. Este una din cele 3 parabole care trimit spre timpul sfârșitului. După ce în capitolul 24 se vorbește despre sfârșit, urmează 3 parabole escatologice care toate încep cu atunci, nu acum, în timpul lui Hristos. Toate erau permanent valabile. În mod special pentru timpul de azi se potrivește parabola cu un vas prea mic. Pentru că niciodată materialismul n-a fost mai rampant ca astăzi. Niciodată oamenii n-au fost mai formaliști, mai reci ca astăzi. Dacă vrei să te salvezi, scapă la munte. Întâlnește-te pe munte cu Dumnezeu. Ia-ți timp pentru asta. Și studiul e important, dar rugăciunea este autentificarea credinței personale. Dumnezeu să ne dea timp și prețuire pentru minutele de părtășie, de unde lemn, nu din candelă, ci din vasul prea mic. Amin.